Am început repetițiile cu Ivan, tantaram, gata, deja mă activasem. Eram acolo pe scenă, lumini, abia așteptam. Eram foarte excitată de ce urma să facem. Yes, a little bit, oh! Dar în momentul în care am început efectiv să repetăm, mi-am dat seama că este extrem de dureros. Eu sunt greuță, așa, 5 de kg într-o singură mână, așa, și să mai prind nici viteză, adică nu putem ne ține cu două mâini sau ceva, cumva, știi? Ne ținem într-o mână. Mă doare și rău încheietura, știi? Trebuie să stai foarte bine pe zona de articulații. Ai o chingă care te sugrumă aici de încheietură. Face răni, mi-a luat carnea deja. Trebuia să fim foarte atenți, eu cu Ivan, să repete destul de puțin ca să nu se rănească până seara și să nu mai poată face numărul, dar îndeajuns ca să îl înveți și să-l poată face, adică... Another one, come here, please. Eram super, merg, mă urc, așa, ca Tarzan mă urc pe ele, nici nu trebuie să mă ridicați voi. Ce ai, mă? Floare la ureche. Da, m-am spăimântat, m-am rugat la toți sfinții, toți zeii, la tataia Mugur, la toată lumea. Nu, Doamne, ajută-mă! Doamne, tataie, de unde ești? Tataie! Nu se poate, e rău de tot. Inima mea! Poate Robert avea dreptate, nu e așa ușor, trebuie să te antrenezi mult timp. I can fly one time with her. Ok. Allora, ho dovuto pensare un po' a fare qualcosa di più facile, adattato a proprio a loro. Così ho deciso che per esempio per volare lo prendo io a mano e voliamo così. Marco. Beautiful. One. I'm not heavy. Ivan se mișcă și se ponduiește pe acolo ca o lebădă, este prea grațios pentru un bărbat, iar asta nouă ne ridică ștacheta senzualității și grației. Sunt gluma la o parte, sunt foarte obosit, mă dor picioarele foarte tare, mă dor... Adică trezit de la 7. Care problemă, din seara doar. Sandy mi-a propus la un moment dat cu Sony să facem și noi în circ ceva, pentru că dacă tot suntem în circ, eu am zis că vreau să-mi... Propun să trec cumva prin toate lucrurile astea, să văd și eu cât de greu e. Și îți dăm un trapez, că toată viața mea m-am visat la trapez. Hai, tu cu un picior. Hai, bravo. Hai, vezi ce faci? Ai mai sus sedere, vai. Sub. Ok, bravo. Sunt convins că e o gluma, e să mă ridice și să mă las eu cumva acolo. Băga mea și mâna în baba și în... Amuțați-mă! Băi, 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 băi! Lasă-mă mai jos un pic. Lasă-mă mai jos un pic. Lasă-mă mai jos, Andy. Nu glumesc. Lasă-mă mai jos. Și le-am spus că mă panichez. Dacă sunt sus, nu mai îmi răspund la ce fac eu. Oamenii sunt nebuni, mă. Pentru tine e ușor. După ce... Yes, si. E cu a forța, e cu a forța. Eu cred că am ceva forță în brațe să mă pot ridica și bla bla bla. Sus, okay, sus. Așa, strigi pe... Just... La toate prizele alea pe care mi le-a arătat Sony și Sandy, sunt foarte dureroase. Mă... rup pe aici. Normal, pentru că nu e făcut pentru... E normal. Asta. Funia aia te taie, mai ales că stai pe greutatea ta, pentru că nu mai sunt chiar ușurel ca la 20 de ani. Ții piciorul în sus, vârf în sus. Mă țin în sus, da. Mai trebuie să mai țin și pe cineva în priză. Acel cineva depinde de mine. Dacă transpiră. Dacă transpir eu, dacă îmi scapă. Nu voi puneți în program doi oameni care nu au făcut niciodată treaba asta? Nici eu, nici ea? Ați luat-o razna? Nu, unde venim? Ivan! Nu. Cum e? Da. Mi-a plăcut trapezul, numai că e foarte dureros. Am încercat eșarfele. And here, it have to be stuck. Leave it. Mai că eu am probleme cu coloana și era totul presiune pe coloană. Trei hernii de disc. Hernie disc. Yes. Și am zis, nu e șarfe. Dar trapez, am zis că la un moment dat mai repet. Tu sus, prea sus. E f***,
euro, stranța mea! Dă-mi la jos! Dă-mă jos! Dă-mă jos! Vă dă-mă jos că mă panichez, ai luat-o razna? Numai că gluma e o glumă proastă, pentru că eu mă țin pe trapez în propria mea forță. Că ei știu că eu am frică de înălțime și le-am spus că am frică de înălțime. Nu mai fac nimic! Nu mai fac nimic! Când vine? Nu mai fac nimic, nu mai fac nimic, că îmi dă stări de-asta de c***. Nu mai mă sui. Mai ales cu o nebună ca asta în spectacol să mă ridice, mă fac de c***. Mă înjură toată lumea, ține bunii la cap. Puteți să mi se blocheze mâinile sau să-mi dau drumul sau de frică, nu? Și cădeam. Adică nu, băi fraților, nu e de glumă. Da, dar nu mai faci glume cu înălțimea dacă știi că am o problemă. Că nu, că mă sperii de nu mai mă apropie, ai luat-o razna? Mai ales că tu ești la butoane. Dar oamenii sunt inconștienți, bine. Cred că au căzut de 4-5 ori de acolo și au văzut că chiar e în regulă. Numai că trebuie, cred că, să știi să cazi. Dacă ferească Dumnezeu, cazi de acolo. Păi mă panichez tu, nebunilor, cu circul vostru, cu tot. Zambrește, că viața e una. Doamne, maică, doamne. Aș vrea la finalul spectacolului să fac și eu un număr de trapez. Dacă mi iese, dacă nu mi iese, nu mă pot prezenta cu un moment serios să fac două mizerii acolo. Mă fac de râs. Loro. Grazie. No, bella, finish. Era amețit, terminat. A fost prea mult pentru el. Pentru o singură zi. Oamenii sunt nebuni, mă. Un cuplu. Bine, mă, o familie de nebuni, că n-ai cum să ai 6 generații de oameni normal la cap. O familie de nebuni. Adevărul că într-o repetiție de o oră jumate nu poți să faci un moment extraordinar. Faci o chestie, mai ales la trapez, adică nici măcar nu este un moment de dans, să zicem. E o chestie care e foarte solicitant.